Da, e o situație critică actualmente. Societatea, chiar aș vrea să vă spun, chiar este 99% în faliment. Dacă nu ne dă această factură și să respecte hotărârea Consiliului Local, societatea va intra în faliment pentru că nu are de unde să plătească 7 miliarde către ANAF și SPFL-ul pe lună, datorii vechi făcute și generate tot de administrația ploieșteană. Și vreau să spun că vom ieși și vom face o dezbatere publică, o să anunțăm cetățenii Ploieștiului pentru că se vrea desființarea societății de transport. Ce veți discuta astăzi cu primarul? Astăzi, deci, va fi un ultimatum în legătură cu acești bani pe factură. Nu, chiar o să-i propun, vom acționa judecată abuz în serviciu administrația ploieșteană. Fără niciun... Asta vom face. Și vom face o adunare generală, o să spunem salariaților despre ce e vorba și și vor decide ce vom face. Pentru că astăzi au picat 29 de autobuze plus ce am avut înainte, jur de 30-40 care sunt defecte și nu le putem repara. Trolee, tramvaie, la fel. Deci nu mai putem funcționa. Și în primul rând, da, și nerespectarea contractului de muncă și în primul rând nesiguranța călătorilor. Avem pregătirile de iarnă pentru autobuze, nu le putem face din cauza că nu sunt bani. Primăria Ploiești nu ne dă banii, diferența între venituri și cheltuieli și asta este. O să ieșim la dezbatere publică, la televizor, să spunem ploieștenilor ceea ce se întâmplă, că primăria Ploiești, administrația ploieșteană nu ne dă banii. În acest moment, la ce capacitate se asigură transportul public în oraș? Momentan se asigură în totalitate, dar chiar discutam cu directorul general. Astăzi nu știu cât mai putem asigura transportul. Din cauza lipselor de piese și problemele tehnice, exact ce.